Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți Agricultura la raport. În această seară discutăm despre accesarea fondurilor europene. În fiecare seară de marți ne propunem să discutăm aici la Agricultura la raport despre cum pot fi accesați banii europeni. Îi am alături de mine și vreau să le mulțumesc celor trei consultanți Marian Vișuilescu, bună seara și bine ați revenit. Bună seara. Ion Păunel, bună seara și bine ați revenit. Bună seara. Și Mihai Aron, bună seara și bine ai revenit, bună seara. Mihai. Ne propunem pentru început să discutăm despre două sumăsuri. 4.1. Investiții în exploatații agricole și 4.1a investiții în exploatații pomicole. Bineînțeles că așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 031 405 2800 sau pe pagina noastră de Facebook AgroTV minus agricultura la raport. Până atunci i-a jucat pe invitații mei din studio să le explice celor de acasă în ce constau aceste două sumăsuri. Sumăsura 4.1 care se referă la exploatațiile mari, cum ne place nouă să spunem, consultanții, este sumăsura care privește investițiile în exploatațiile agricole, începând de la un minim de 12.000 de eso până la 500.000 de eso în uh, cazul exploatațiilor vegetale și până la un milion de euro la cele zootehnice sau mixte cu componentă zootehnică majoritară. Uh, așa cum spuneam, este, este măsura mare pentru că privește uh, mai mulți bani față de celelalte sumăsuri și în același timp privește exploatații care au o anumită dimensiune economică. Prin intermediul acestei sumăsuri se pot face parte de achiziții, ce înseamnă utilaje agricole în speța exploatațiilor vegetale, sau în ceea ce privește exploatația zootehnică, partea de modernizare, de construcție, de unități zootehnice, de la construcție până la dotare. Această sumăsură are și o componentă destul de interesantă, începând cu alocarea 2014-2020, care privește închiderea lanțului alimentar. Este un lucru formidabil pentru că aduce o plus valoare prin punctajul care se dă acestui lanț alimentar în cadrul sumăsurii, îl obligă oarecum pe fermier să aibă în vedere și o închidere de circuit a cel puțin unui produs. Că e vorba de produs vegetal sau că e vorba de uh, produs zootehnic. Uh, sumele variază, uh, funcție și de dimensiunea economică. De asemenea, și partea de cofinanțare la fel variază. Exploatațiile mici uh, și mijlocii se poate ajunge până la o cofinanțare de 90 cu 10, dacă în cadrul proiectului dacă proiectul este implementat într-o zonă cu constrângeri, dacă proiectul este implementat de asemenea de un tânăr sau dacă proiectul este implementat într -o, în cadrul unei exploatații cu specific ecologic. Bun, am o curiozitate, vreau să știu domnul Nicu din Teleorman dacă este o persoană tânără, matură și ce proiect dorește să dezvolte. Bună seara! Bună seara, să trăiți dumneavoastră și invitați și dumneavoastră. Să trăiți și dumneavoastră. Sunt pensionar, am 65 de ani. Mulți înainte să fiți sănătos. Și vreau să deschid un IFE cu sub măsura 6-3. Așa. Numai pentru că vă deschid IFE-ul ăsta, primesc ceva puntaș? Nu. Da, dacă este IFE, da. Întreprindere familiară, a zis bine. Nu pe nu IFE, Întreprindere familiară, dar acolo, vedeți la Registrul Comerțului, trebuie să aveți încă cel puțin un membru din gospodăria dumneavoastră. Dar trebuie să vedeți o altă mică problemă. Trebuie să dovediți că aveți minim 24 de luni de când sunteți la APIA ca această. Am 6 ani. Da, dar forma de organizare nu este. De 6 ani. De 6 ani. O deschideți anul acesta un ianuarie sau în a treia, a patra, când -a m înțeles, primiți punctaj pentru întreprinderea familială, dar nu sunteți eligibili pe sub măsură, pentru că nu aveți un, isteric, un, istoric de minim 24 de luni la APIA cu această formă de organizare. Dumneavoastră aveți acest istoric doar ca persoana da, fizică. a dumneavoastră. Da, da. Și nu pot să deschizi, nu? Mă așteptați 24 de luni. Adică 2 ani. 2 o... ani. Păi și dacă nu poți să altceva, aș totul PFA sau IEA? PFA sau IEA. Da, perfect, este bine. Dar vă trebuie pentru 6-3, vă trebuie aceeași vechime la APIA. Pentru PFA și ia în considerare și istoricul ca persoană fizică. Pentru IFE nu se ia istoricul ca persoană fizică pentru că sunteți Familiar. Trebuie familială. Bun. Și dacă am 60, deci, deci am 3.000 am, de esori din cultura mare și 4.000 de esori din grădină. Perfect. Pentru chestia asta primești ceva punctaj? Da, aveți mai mult de 50% din esouri din legumicultură și legumicultura este sector prioritar și în cadrul sumăsurii 6-3 și -ați un punctaj suplimentar. Pentru dumneavoastră m-aș avea o întrebare că simțit că sunteți din nou Mihael Steaca de Olt sunt în zonă defavorizată? Poftim? N-am înțeles. Mihai, Steaca de Olt e zonă defavorizată? Mihael ești? Seaca. Mihai, Mihai Steaca. Nu știu acum să vă spun, o să consult uh, site-ul Afir și vă pot da un răspuns după emisiune sau zilele următoare. Nu le știu pe din afară pe toate. Din, din cei 15.000 de euro, dacă este, iau cât trebuie să fie cuprinși în planul de afaceri de producție? Tot. 70, trebuie... 80, 90, 100%. Trebuie... Nou. trebuie să justificăm prin planul de afaceri întreg sprijinul, dar o mare parte din bani puteți să-i băgați în investiții, în tot ceea ce vă doriți dumneavoastră ca să vă modernizați, să vă achiziționați, să construiți, iar o parte din bani pentru tot ceea ce înseamnă partea de inputuri sau capitalul de... uh, fermei într-un fel sau altul. Dar ei trebuie justificați integral în planul de afaceri. Am doi vecini care le-am luat în arendă toată suprafața și ei au rămas pe 0. Primești 5 puncte pe chestia asta? 10. 10 dacă sunt doi. Sau câte azi? 3 sau 2? 10 puncte, 5 puncte de la 1 și de la, unu, să de la Sănătate, sănătate. bună. Doamne ajută. Mulțumim și noi pentru telefon și mult uh, succes. Uh, vă ținem pumnii să reușiți în... Uh, Programul pe care doriți să-l implementați. Domnilor, vă spuneam că emisiunea noastră este extrem de urmărită. Sunt foarte mulți telespectatori care în fiecare seară de marți deschid televizorul la ora 8 seara și ascultă cu atenție ceea ce discutăm aici. Sunt subiecte extrem de importante și interesante. Oamenii își doresc să acceseze fonduri europene pentru că și-au dat seama că poate fi o șansă pentru fiecare dacă reușește să vină cu niște bani și nu sunt bani puțini, sunt bani mulți care vin dinspre Europa către noi. Important e să avem priceperea necesară și să știm să creăm un program care să treacă mai departe, să meargă, să fie implementat, să fie dus la bun sfârșit și implicit să-și arate roadele. Le spuneam celor de acasă că au posibilitatea să interacționeze cu dumneavoastră fie prin intermediul telefonului, numărul este afișat pe ecran 031 405 2800, fie pe pagina noastră de Facebook AgroTV minus Agricultura la raport. Aici vin mesajele telespectatorilor noștri și avem un mesaj din partea doamnei Florentina Rotilă. Ne spune așa, am de anul trecut din exploatația soțului 32 de vaci, din care 20 mulgătoare de rasă, pe care nu s-a mai luat subvenție. Pot să aplic pentru tânăr fermier, având 27 de ani, soțul mai are în exploatație capre, pământ și pământ pe care le-a trecut la subvenție. Ce-i răspundeți doamnei Rotilă? Nu e foarte concludent dacă aceste 32 de vaci le are pe numele dânsei sau pe numele soțului. Pentru că dacă Înțeleg le are... că au fost transferate de la soț la dânsa. La deja. La dânsa. Bun, dacă sunt transferate deja la dânsa, este... Așa le scrie. Dacă luăm de bun ceea ce scrie, trebuie să tratăm ca atare. Atunci este ok să ar încădra la tânărul fermier? Singura chestiune care trebuie să o știe: că nu va primi punctaj pentru preluare de exploatație, pentru că n-am. Preluat toată exploatația soțului, dacă mai are alte animale și, și teren. Și, uh, și oricum, soțul uh. nu se primea punctaj, dar are un avantaj, totuși, doamna, că este pe creșterea vacilor de da. lapte și, și de prioritar. Carne. prioritar deci. Da. deci, doar la cele 20 de vaci mulgătoare ar avea 24.000 de esouri, pentru că o vacă de lapte de anul acesta are Mie. 1.200, așadar se încadrează chiar s-ar putea și cu și cu depășește 30 .000. și cu cele și cu diferența de probabil 12 juninci să intre chiar la 50.000 de euro. S-ar putea chiar adică chiar să fie avantajată din acest punct de vedere, dar da, s-ar putea să depășească cele 30 De deci este eligibilă, dar ar trebui în același timp să îndeplinească, dacă vrei, și celelalte condiții. Adică nu neapărat condiții cât cerințe pentru punctaj. Asta înseamnă o școală profesională în, sau minim un curs în zootehnie și primi pași, ceea ce înseamnă persoană juridică, transfer pe, a exploatației pe persoana juridică, înscrierea acesteia, cu ce se cere, cerea de finanțare cerea de finanțare. solicitantului. Important este că exploatația adensea este eligibilă pentru sumă 6.1 și are marș să și au colegii să se încadreze la 50.000 de euro Vă spuneam că avem foarte mulți telespectatori din țară Care urmăresc agricultura la raport Dar avem și foarte mulți telespectatori din afara țării Doamna Mihaela din Italia urmărește emisiunea noastră pe Facebook Și a dat telefon și vrea să intre în dialog cu dumneavoastră Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamnă! Alo? Aș dori să, să știu și eu, sunt în Italia, da? familia, soțul meu are 40 de ani. Da. Și eu am 32, anul ăsta, 32. Mulți înainte. Și am dori să facem și noi o fermă de familie, o afacere. Am dori să ne întoarcem în țară, în primul rând. Foarte bine. Din ce zonă sunteți? Suntem din Ialomița. Ialomița. Cocora. Da. da, sunt două variante. Și da, vă rog. Deci noi avem două hectare de pământ, arabil da. și, un tractor. și un tractor. Ce ne-au rămas în țară. am înțeles. Deci sunt două variante. Varianta în care nu aveți nimic și putem să mergem pe un 4-1, investiții în exploatații agricole. Da? Și bă, era și varianta aceea cu tânărul fermier, dar pentru tânărul fermier trebuia să aveți o exploatație cu minim 12.000 de so la momentul depunerii cererii de finanțare. Nu, -a... atât avem. Cine au rămas în țară, sunt două hectare de pământ și un singur tractor. Da, deci sunteți mai aproape de, de varianta de 4-1. Iar să admitem că n-ar fi localitatea într-o zonă defavorizată, adică cu constrângeri da. naturale, pentru faptul că aveți până în 40 de ani dumneavoastră, ați putea să uh, primiți o cofinanțare de 70% Uniunea Europeană și 30% să puneți uh, dumneavoastră. Dar oricum, totuși, cele două hectare da, o, să, da, da. o să trebuie Dar asta? ce o să... ar trebui să facem în primul rând? <coughs> păi în primul rând și în primul rând... Ne puteți lăsa un număr de telefon, dacă se poate. Da, domnule, știți cum procedăm? Dumneavoastră vă lăsați datele de contact colegilor mei din regie, da? Pentru că da. fiecare telespectator interesat să ia legătura cu unul dintre consultanții, la fel procedează. Lăsați datele de telefon, da, 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 da. numărul de telefon și la pauză colegii mei vor înmâna numărul dumneavoastră unuia dintre consultanții. Dacă aveți o preferință anume, ne puteți transmite și asta. Da? Da, da, da. Vă mulțumesc. O seară frumoasă. Vă doresc. Mulțumesc și eu tare mult. Seară bună vă doresc și dumneavoastră. Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe de 20 de ani alături de producători cu soluții românești. Am revenit la agricultura, la raport. Ați văzut că sunt telespectatori care ne sună din străinătate. Ne bucurăm tare mult să știm că emisiunea noastră prezintă interes pentru cei care au ales pentru o perioadă de timp să muncească acolo. E o variantă de a se întoarce în țară. Sunt oameni dornici să facă agricultură și au dat seama de faptul că România are un potențial agricol. Extrem de important în momentul de față, vor să valorifice aceste fonduri europene care vin dinspre Europa către noi și încearcă cu experiența pe care au dobândit-o acolo să dezvolte un business aici în țară. Permiteți-mi să vă adresez un alt mesaj, o altă întrebare venită de la un alt telespectator, domnul Norbert Dudas, da? Ne scrie și aș dori să accesez măsura tânărul fermier pentru a mai achiziționa un tractor. Ce condiții trebuie să îndeplinești și ce punctaj are zona în care locuiesc? Satul se numește Bodo, comuna Balind, județul Timiș. Dacă vreți să începem, în primul rând și în primul rând, cât vă sunt? Zona pe acea, dacă este să discutăm, de fermier nu se punctează, nu, nu este punctată zona. Ceea ce este punctată este Potențial. potențialul agricol al zonei respective, dacă vreți, și uh, uh, În tipul firm fermei adică dacă merge pe, pe pe parte de vegetal, dacă merge pe legumicultură, dacă merge pe animale și aici, dacă discutăm pentru că cel mai mare, putant, cel mai mare punctaj discutăm de vacile de lapte, el ca să poată să își ia tractor, pentru că spun că merge pe vegetal, adică cultură mare, el trebuie la momentul încă, când depune cererea de finanțare, trebuie să aibă o exploatație de minim 12.000 de SO-uri asta înseamnă că da, ar trebui să-și facă un calcul să ia, să luăm o medie de 500 de săuri pe exploatația agricolă. Asta înseamnă oricum obligatoriu să aibă peste 10 hectare. peste 10 hectare. Chiar dacă ar avea exact. cultură vegetală ca să poată să încadreze la un minim de 125 de cai exact. putere. Ca, ca și o paranteză okay. pentru doamna care a sunat din Italia, cele două hectare sunt insuficiente pentru că îmi trebuie un minim, minim de 10 hectare ca să pot să fiu eligibil. Pe site-ul Afirului și Afirul a, a publicat o listă cu o corelare între ceea ce înseamnă puterea motorului la tractor și a combinei cu suprafața. De ce? Pentru că se consideră ca nu cum să iau tractorul mai mare față de suprafața pe care o pot, o pot lucra, pentru că până la urmă trebuie să fie pentru ferma mea și nu pentru partea de prestări servicii. Așadar, domnul din Timiș a trebui să, -și mai, sau să vină cu niște detalii vis-a-vis -vis de ce suprafață deține ca să putem să-i facem un calcul. Dacă el de la ora actuală nu are nicio fermă sau nu poate să preia de la cineva, o fermă, ă, astfel încât să întrunească suprafața necesară, nu este, nu este eligibil. Zona nu l ajută și nici vârsta. Nu-i de ajuns numai că are vârsta. Exact. Bun, haideți să <coughs> cer scuze pentru voce. Să stăm de vorbă cu un alt telespectator. Doamna Ioana ne sună din județul Suceava și vrea să vă adreseze câteva întrebări. Bună seara, doamnă! Alo, bună seară, Coteț, Ioan mă numesc. Îmi cer scuze pentru faptul că am făcut o mică confuzie, dar sper să treceți peste. Vă rog. Da, da, nu e nicio, nicio problemă. aș vrea să fac o pensiune. Am în e, proprietate 5 hectare. Așa. Și sunt undeva într-o zonă unde ar fi o mănăstire, partea unde aș vrea eu să fac pensiune. Acolo am 3 hectare. Okay. Am făcut plantații de păduri, 2 hectare, și ar mai urma să fac un hectar jumătate de livade. Cum aș putea face eu să fac o pensiune acolo? În primul rând, aș vrea să văd dacă dumneavoastră sunteți înscris la, or la ora actuală la Registrul Agricol sau la APIA ca și fermier, sub o formă sau alta. Nu vorbim de partea de silvicultură, partea de pădure. Mă auziți? Ne auziți, domnul Ioan. Da, vă da, Deci sunteți, sunteți înscris la ora actuală dumneavoastră la APIA sau la Registru Agricol cu vreo suprafață de teren? Da, noi vă auzim noi foarte auzim bine foarte aici. Bine. Alo? Alo! Domnul Ioan, noi vă auzim da? clar în studio. Cred că aveți o problemă cu semnalul telefonului în cazul ăsta. Sunteți Alo? în zonă fără Auzi semnal? Ta? Alo! Noi vă auzim, Bun, haideți să încercăm să refacem legătura noi, cu domnul Ioan. Până atunci o să dăm posibilitatea unui alt telespectator să vă adreseze o întrebare. Ea vine pe pagina noastră de Facebook. Domnul Toader ne scrie așa. Sunt din comuna Horodniceni, județul Suceava. Am 30 de capete vaci și tauri. Ce proiect pot accesa? Ce îi răspundem domnului? Este de... Așa, puțină informație, dar... E puțină informație, iar ar fi, într-adevăr, depinde de ce, de câte vași de lapte, câte juninci, cât taurare, are, dar de principiu l ar putea să intre la tânărul fermier. Acum de depinde de, vârsta, de, de, structura fermei. Dacă nu este acea de-a doua variantă, investiții în exploatații agricole, despre care începusem să discutăm și la începutul emisiunii pe sectorul animal, um, unde ar putea să facă investiții cu, într-adevăr, spre diferență de terenul fermier, cu finanțare și cofinanțare. S-a restabilit legătura telefonică cu telespectatorul nostru din Suceava, domnul Ioan, ne auziți acum? Da, da, -a... nu au fost probleme cu niște semnale aici. Da, da nu-i problemă. V-am întrebat dacă dumneavoastră sunteți înscriți la APIA sau în registru Agricol cu vreo suprafață de teren ca și fermier. Nu discutăm de partea de silvicultură. Da, da, da. Este scris la subvenții cu, cu terenuri. Bun, perfect. Nu, v-am întrebat. jur În de 7 hectare. Bun, perfect. Ideea este de, de ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că pe măsura. 6.4 sau 6.2, care sunt măsurile pentru investiții non-agricole în mediul rural, se punctează fermierul care își diversifică activitatea. Asta înseamnă că cu un an de zile înainte ar fi trebuit să fie înscris la apia sau registru agricol cu o suprafață de teren sau să facă parte dintr-o familie de fermieri. În schimb, trebuie să luați în considerare următorul lucru. Dacă este să discutăm de aceste submăsuri pe partea de pensiuni, indiferent că sunt Uh, agroturistice sau, sau uh, turistice. Uh, trebuie să așteptăm să vedem rapoartele de selecție uh, pe anul 2017, pentru că încă ele nu s-au uh, clarificat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că um, de principiu, banii pe aceste măsuri s-au terminat. Uh, acum trebuie. Da, da, da. Acum trebuie văzut uh, ce alocări sau există într-adevăr, știu că sunt niște discuții la nivel de, de Minister al Agriculturii ca și anul acesta 2018 să se lanseze cele două, dar deocamdată trebuie să vedem ce bani rămâne consumați, să vedem care vor fi indicatorii care s-au atins și care nu la aceste submăsuri și mai apoi să vedem ce bani vor mai fi, vor disponibili. Da. Să putea să lăs un număr de telefon la dumneavoastră să... Bineînțeles. Lăsați numărul colegilor mei din regia tehnică, da? Asta da, da, este da. procedura. Și atunci o să facilităm legătura dintre dumneavoastră și consultanții aflați aici în studio. E în regulă, domnul Ioan, da? Bine, mulțumim frumos. Domnilor, trebuie să luăm câteva minute de publicitate. După ne reîntoarcem aici la Agricultura, la raport. Până atunci aștept mesajele telespectatorilor noștri pe pagina noastră de Facebook AgroTV Minus Agricultura la raport.